Caz șocant într-o stațiune de la malul mării, un copil de doar 2 ani a căzut de la etajul al 3-lea al unui hotel. S-a întâmplat în Eforie Nord. Din fericire, copilul a supraviețuit și a fost transportat la spital. Fetița, spun autoritățile, ar fi fost lăsată nesupravegheată de mama sa, care se afla la muncă în bucătăria hotelului. Deși a fost preluată în stare conștientă de către medici, micuța a suferit mai multe traumatisme, atât la cap, cât și la mâini și picioare. Polițiștii au început în scurt timp verificările. În cauza a fost întocmit un dosar de cercetare penală pentru stabilirea cu exactitatea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.